Hei, salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vă aduc un gameplay slash review. N-am mai făcut un video de acest fel de foarte mult timp. M-am gândit că ar fi momentul să mai aducem astfel de video pe canal, așa că iată-ne aici. Astăzi vă aduc cu unul din cele mai renumite și cele mai probabil, poate chiar cel mai bun tank light din joc, AMX-1390. Este un tank light francez de tier 8. Este ultimul din... Ultimul tank light de pe această linie de la francezi. Hai să vedem și unde se află mai exact. Unde avem francezii. A, aici. A, linia e destul de ok. Singurul tankuri care nu mi-a plăcut de pe această linie a fost 1375. Mi-a displăcut absolut de tot datorită tunului care l-are. Nu știu, chiar mi-a plăcut. Și, bineînțeles, legendarul AMX-40, care o să fie modificat. Am înțeles că o să primească o mutație, o să primească un tun nou. După aceea o să aveți Lorenul, care e o bișterie de tank. Dacă vă place 50-100, o să vă placă și Loren. Se joacă absolut la fel, plus că au același tunuri. Și bineînțeles și legendarul Bachat, la care încă mai avem de lucrat. Dar să revenim la 1390. Ca de obicei o să vorbim despre puncte forte și puncte slabe. Deci, până la un tank care totuși nu mi-a plăcut în prima parte, când am început să-l joc, dar cu timpul, făcând misiunile pentru light-uri, pentru tankurile premium, care nu fac, apropo, nu primesc bonus la bani. Am început să-mi plac, am început să-l învăț, să am răbdare cu el. Dacă ai răbdare și ești atent, o să-l înveți fără nicio fel de probleme și o să înceapă să-ți placă, probabil cum mi-a plăcut și mie și cum încă îmi place. Ca puncte forte, are o viteză destul de mare, poate atinge undeva la 64 km la oră, poate și mai mult. Are o viteză mult mai mare față de predecesorii săi. Pe un clip poate să dea peste 1440 damage, are 6 proiectile pe clip cu 240 damage, 170 pen cu 248 gold. Are un factor de camuflaj foarte, foarte bun, de unde și abilitățile sale de scouter pasiv și activ în același timp sunt foarte bune. Și cum v-ați zis, APCR-urile sunt de 248 pen, ceea ce este destul de mult, poate penetra tankuri heavy de tier mare, 910 frontal în lower plate-ul și în punctele slabe frontal, dar bineînțeles nu trebuie să vă băgați în astfel de situații. Și în mare parte cam atât, un view range destul de bun, odată cu micuțele buff-uri care l-au primit și nerf-urile care l-au primit celelalte tankuri din joc, light-urile acum sunt din ce în ce mai bune, având în vedere că celelalte tankuri le-au scăzut view range-ul considerabil și tankurile light în sfârșit își pot juca rolul destul de bine acum. Și ca punctele slabe are un reload time tot legat de tun. Are un reload time destul de prost, undeva la 42 de secunde, așa că trebuie să aveți măcar brother nuns sau ventilații, să mai scadă puțin din acest timp. Acurateția din mers foarte slabă, foarte slabă, e îngrozitoare acurateția, cu aiming time destul de prost, 3 secunde aiming time, e nasul rău de tot, așa că trebuie să ai foarte mare grijă în momentul în care tragi. Asta pe mine, asta mă deja cel mai mult, aiming time-ul și acurateția din mers. Pentru asta vă trebuie neapărat un echipaj bun, ca să treceți peste aceste lucruri, trebuie să vă puneți neapărat skill-urile care să ajute la acurateția din mers. Și încă o chestie, doi oameni din echipaj sunt loader, comandantul și țintașul. Așa că în cazul în care ți-a murit comandantul, fă bine și înviel, de obicei nu se face treaba asta la celelalte tankuri, de aici, în cazul acesta, trebuie să-ți învii comandantul pentru că o să-ți crească considerabil reload time-ul, o să încarci mult mai greu dacă ai comandantul mort sau țintașul mort. Și ca la toate tankurile franțuzești, aproape nu ridică tunul foarte sus, ceea ce tot timpul a fost o problemă pentru mine în unele situații, dar poți treci peste. Și bineînțeles, nici Gandhi Prison prea mare nu are datorită turelei care se află în spate. Cu puțină răbdare, v-am zis, treceți fără probleme de acest tank. Poate chiar să-l păstrați. E un tank care merită păstrat din punctul meu de vedere. Acum să vorbim despre echipamente. Un singur tip de echipamente puteți să vă puneți și acesta și cel mai bun este Enhanced Gun Laying Drive, ventilații și Quad Optics. Nu merită să jucați cu binocul sau plastic de camuflaj pe el. Chiar nu merită, e păcat de abilitatea și de abilitățile care le are acest tank. E bine să le exploatați la maxim și așa puteți să o faceți. Bineînțeles, dacă nu aveți bani să vă cumpărați Quad Optics sau, eu știu, alte echipamente, puteți să jucați mai pasiv, să vă puneți binocul și plastic de camuflaj de pe alte tancuri. Până ajungeți să strângeți bani destui să vă puneți. Ca skill-uri, Sixth Sense, camuflaj pentru toți și nu uitați, e bine să vă puneți camuflaj pe tancuri light, deoarece își păstrează factorul de camuflaj inclusiv în mers. E singurul tip de tank care poate să facă acest lucru. Toate tancurile light fac această treabă. Și trebuie neapărat să vă puneți
skill-urile la... Al doilea skill la comandant să fie, bineînțeles, camuflaj, să aveți pe toți camuflaj 100%. Six sense-ul foarte, foarte important. Și după aceea să vă puneți snapshot-ul pentru țintaș și smooth ride-ul, ca să vă îmbunătățească acuratețea de mers și să scadă acel aim time cât uși de puțin. Și bineînțeles, al treilea skill, sau dacă nu, al doilea skill, să vă puneți Brother in Arms. Dar eu primele două așa am jucat și chiar sunt foarte, foarte încântat. Bun, cam asta am avut de spus despre 1390. Haideți să vă arăt și un gameplay. Aveți o grămadă de gameplay-uri pe canalul meu cu 1390, dar acesta este un ace destul de simpatic și haideți să vă arăt match-ul. Ok, suntem pe Arta Airfield în Pluton cu Daniel 1-1 în 1390-ul său. Și este un meci de tier 9. Un meci care totuși o mică pauză în momentul de reculegere pentru neuronul care mi-a murit în secunda respectivă în creierul meu. Într-adevăr, am pierdut Shenila și un repair kit în primele 30 de secunde ale meciului, ceea ce înseamnă că, în general, înseamnă că ești un idiot dacă faci chestii genul ăsta cum am făcut eu, dar, na, trecem cu vederea. M-am grăbit să repar ca să merg să spotez, poate și să spotez ceva. Și da, am irosit un repair kit pentru că n-a fost nimeni care să vină pe centru ca eu să îl spotez. Să mai câștig acolo acel surplus de experiență de care ai nevoie în tankurile light. Dar, na, ce să-i faci? Asta e. T-34 apare și îl trag o lovitură. Am crezut că o să bage puțin mai mult decât trebuie. Ferdinand tocmai mă ratează. Nu e bine să stai niciodată pe loc un scout. Trebuie să te miști din cur tot timpul. Ferdinand se uită din nou la mine. Am zis că, na, las o idee bună. Din nou am fost spotat. Six Sense-ul e foarte, foarte valoros pe tankurile light. Trebuie neapărat să-l aveți dacă vreți să faceți treabă cât de cât bună. Și acum AP-urile legendare. Aiming time n-am așteptat să apară, să facă mic. Dau un critical hit, al doilea critical hit, apare un off panther. Lui reușește să-l pereze, reușește să-l penetrezi mai ras, un proiectil. Știu că vrea să bagi din nou și îl penetrezi din nou. Acum ați văzut de ce nu folosesc AP-uri pe 1390. Bineînțeles, când am bani joc cu APCR-uri, cum vedeți și voi acum. Acesta a fost unul din meciurile și una din zilele în care nu penetram absolut nimic în laterale și mi-am băgat pur și simplu picior și am full APCR-uri cât se poate. Da, și bineînțeles că românașul nostru a început să înjure pentru că s-a ofticat canalul și nici el să mă penetreze cu AP-urile sale pentru că, na, așa, i-am spus să nu plângă că e așa frumos. Revenind, stau liniștit, reîncarc, văd că T-34-3 și S-8-ul se bagă foarte agresiv pe tankurile noastre. Aici o să vedeți, o să fac o greșeală destul de mare. Scot T-34-3-ul, S-8 apare și vedeți, e un 1390 pe care totuși ar fi trebuit să trag în el. Eu ar fi trebuit să trag în acel 1390 și nu în acest S-8. Acum ideea era în felul următor. Totuși era un tank de top tier, era un tank care trebuia să fie scos, dar tot timpul te focusezi pe autoloadere, tot timpul încerci să scoți autoloadere din joc. Dacă ai să alegi întotdeauna între un, nu știu, cum a fost un Nisop și un 1390, mai bine scoate totuși 1390-ul, că poate să dea, ați văzut cât damage poate să dea pentru un singur clip, cât era, 1440 sau ceva de genul acesta. Și decizia care am luat acum o să mă coste mai târziu un joc, dar rămâne de văzut acest lucru. Spotat T30 apare, nu mă bag în seamă, nu știu de ce, stau liniștit la mine aici până reîncarc și de acum am încărcat. Ce vrei mai mult de atâta? Tot timpul îi prins și le faci surprise butt sex cât în cape. Mă descarc în aceste T30. În momentul în care s-a oprit puțin, m-am mișcat pentru că știu că el țintește și poate să mă, nu să mă scoată, dar îmi dă un 700. Țintesc cupul ăla, dar aim time-ul prost care l-are acest tank. Și apare 1390 care tocmai am invitat să-l scot. Aici încerc să fac o manevră. Fac, mă duc în dreapta, trag blue stânga, dar se mișcă destul de prost și tankul meu și totuși a funcționat. În mod miraculos a funcționat. Mă retrag din nou, stau după piatra și să încarc. N-are cine să facă, nimeni n-are ce să facă aici. Nici artileria, doar dacă are maximum bulanus. Stau niște încarc. Destul tensionat. Cerc să mă flanchez 1390-ul, dar se pare că am avut un IS-8 care și-a făcut treaba. Mulțumesc frumos, IS-8. Acum toată bătălia se duce pe flancul din partea, de fapt din nord, de cel STI cu Panther.
Și un T-28 a rămas pe flancă în urmă. Mai au și un Ferdinand, să nu uităm acest lucru. Plus o artilerie. Ok, T-54 nu s-a tocmai picat. E momentul să mă duc să-i ajut. Asta e secretul cu 13-90 sau cu orice light. Flanchezi, flanchezi și iar flanchezi. Bulldog se bagă peste STI. Mă duc să-l ajut și eu. Văd să vedem ce direcție uită el. Și până am decis să apară T-28-ul și am hotărât că e mai bine să scoate T-28-ul. Sunt atent, STI-ul n-are ce treabă cum e tocmai ratat. T-28-ul tocmai atras. Și de acum stau liniștit. Mă mișc totuși înainte și înapoi. Încerc să-i prind și din asta mai avansez, dar nu l-am penetrat în spate în mod ciudat. Mai am un proiectil, aștept să facă aim-ul. N-am așteptat destul și l-am ratat. Foarte mare greșeală din partea mea, pentru că dacă stăteam să fac aim și dădeam un lateral la turel, îl penetra mai mult ca sigur și poate deam un amorac, poate omoram loader-ul sau țintașul și genul, chestii mărunte de genul ăsta te pot scoate din unele situații foarte, foarte penibile și căcăcioase. Așa că mă retrag liniștit. În bază avem un ISOP. Știu că totuși ar putea să-și facă treaba băiatul. Dar nu trebuie să te grăbești. Asta e una din greșelile care le fac tot timpul. Nu aștept să fac aim-ul la 13-90. Nu aștept să țintesc maxim și după aceea să-l scoat. Apare că pantru. Mă retrag și până mi-a dat seama, stai că nu m-a spotat. Pentru că am acele tufișe în față și cu camuflajul foarte bun care l-am. Aștept să fac aim-ul data asta. Până, până își dă seama ce l-a lovit, a picat. Sunt spotat. Cobor, vreau să mă duc în partea dreaptă și Șenila, care am pierdut-o prima parte a meciului. Încă un loc care m-a costat destul de mult. Dacă aveam chei de reparații sau măcar ipercru și apare stiu, s-a întors după mine. Bă, gameaș. Bun, aștept să iasă, să-i prind Șenila. În momentul ăsta am să fug și îmi prinde o bucată destul de nasoar. Mai am 3 proiectile, 500 HP. I-am țintit la orpletul. Lovitură norocoasă. I-am prins iar și ne la băgamea și piciorul și trebuie să dau un rol bun. Am dat 257 rol. Mai am un singur clip. Oh, era cât pe ce să o pățesc. Cât pe ce să o pățesc. Mă duc să capturez. Ferdinandul totuși a tocmai a fost putat la noi în bază. Ne-a scos artileria. Mă duc să capturez. Dar m-a răzgândit brusc, pentru că dacă eu mă duceam acolo la captură, n-aveam nicio șansă să câștig. Pentru că ar fi capturat înaintea mea. Așa că hai să-i dăm bice să mergem în bază. Dar care e totuși full HP, nici nu știu sigur dacă pot să-l scot cu un clip, având în vedere că totuși mi-a rămas un singur clip. Așa că vă rog frumos, mare grijă cu 13-90, să nu-i rosiți lovituri, pentru că sunt foarte, foarte multe meciuri în care joci pentru damage, cum sunt aceste hărți mici, unde nu prea poți să spotezi și singurul lucru care poți să faci este doar să faci damage. Nu-i rosiți lovituri pentru că vă rămâneți cu un clip. Dacă mai erau, de exemplu, doi inamici în momentul de față, n-aveam cum să-i scot. Cu Ferdinandul poate am vreo șansă, dar rămâne de văzut. Așa că intru în bază, voiam să flanchez, să ocolesc toată bază, dar n-aveam timp. Așa că intru tiptil în bază, încerc să nu dărâm clădiri, să nu-i dau de veste pe unde vin. Nu ar trebui să mă fie auzit de acum, dar și cu spatele la mine. Frumos, 700 HP. Puteam să scot și cu un clip. Nimic nu e mai frumos, nimic nu e mai frumos decât un TD curul la tine. Și acesta, 5-lea kill, haideți să vă arăt impletele. Așa joc eu, 13-90, acesta a fost unul din meciurile mele de ace. Un tank la care l-am păstrat, cu defender, high caliber și câteva tokenuri, care n-am abana ce înseamnă. 5.000 damage, 5 kill, 1600 experiență, cel mai bun din match la damage și la experiență din tot meciul. Și 1000 damage asistat. Și bineînțeles, acesta este rezultatul în momentul în care tu joci cu gold pe un tank light cu atâtea proiectile. Minus 79.000 bani făcuți, 69.000 bani primiți profit, să zicem, de fapt nu-i profit, și minus 79.000 bani făcuți. Da, te rupe la buzunare, dacă te apuci și faci grind-ul cu așa, nu, te pur și simplu intri în faliment. Dar na, dacă ai cum să joci cu gold fo, dacă nu, mulțumește cu AP-uri și bagă-ți un singur clip cu gold, pentru că ai nevoie și de gold pe tankul acesta. Dar grijă mare în momentul în care trageți în lateral la tankuri să le penetrați, că ați văzut, în acel T-49 la începutul luptei am tras două bucăți și nu l-am penetrat absolut deloc și așa a fost ziua respectivă în care am jucat cu acest tank și de-aia am băgat și atâta gold.
Și de atunci nici nu l-am mai schimbat. Dar da, asta e. Bun băieți și fete, sper că v-a plăcut și până data viitoare ne auzim. Toate cele bune. Ciao!